Bine v-am găsit, sunt Cătălina Filip Coap și începem acum o nouă poveste a lumii de aproape. Pe Alex l-am cunoscut în urmă cu 5 ani, în ceea ce frumos se numea a fi Carpat Trophy. Au urmat apoi două fotoraiduri, în Bucovina și la cetățile săsești din Transilvania. În ultimii 2 ani nu am mai știut nimic despre el, decât poate citindu-i blogul. A fost plecat într-o excursie, de vreo 2 ani. Unde? În Indonezia, Malaezia, Laos, iar lista poate continua. Povestea o urmăriți dumneavoastră în continuare. Malaezia, Singapore, Thailanda, Laos, Cambodgia, Indonezia, Hong Kong. Un drum lung pentru care Alex spune că nu ai nevoie decât de un impuls. Singurul lucru deosebit pe care l-am făcut e că am plecat de acasă, că mi-am dat demisia și m-am dus mai departe. După momentul ăsta totul a decurs natural. La început mi-a fost frică, nu știam ce se întâmplă în Asia, sunt elefanți în tufiș, tigri, dar acum, mergând acolo, m-am întors cu poze și povești, dar mai ales cu un îndemn către alți oameni cu dor de plimbare din patrie, că se poate, nu e așa de scump, de fapt este foarte ieftin și ce vă lipsește este impulsul. Nu avea idee că va petrece atâta timp departe de casă, sărind din insulă în insulă, așa cum îi place să spună. Aflat în Indonezia, a auzit de o bursă accesibilă tuturor celor care trăiesc în state unde această țară are ambasadă. Bursă ce constă în a învăța limba și obiceiurile acelor locuri. După ce ajungi într-o țară în care limba maternă și engleza nu ți e de folos, de nevoie înveți. De fapt, inițial am fost și mai leneș și m-am rezumat la minimul de engleză pe care înțelegeau localnicii, dar am descoperit după aia că cu un minim sau cu un nivel de bază de limba locului, mi s-au deschis foarte multe uși. Am reușit să ajung în sătuce care nu prea mai văzuseră picior de alb, sau bine, văzuseră în ziare și am fost primit altfel. Pentru că le cunoșteam limba, au apărut și episoade amuzante în care se vorbea nu pe la spate, se vorbea în fața mea, dar ei erau convinși că vorbesc pe la spate, după care intram și eu în dialog. Și na, era amuzant. Poate și faptul că Alex este din Constanța l-a făcut să pornească spre ținuturi pline de soare și apă. Căutam urme de est-europeni. Am devenit așa, ușor naționalist la plecare. Mi s-a spus de prea multe ori, vai, dar ești primul român pe care îl văd. În momentul ăla deveneam, fără să fi cerut, ambasadorul patriei și trebuia să mă comport decent. Din punctul ăla am început să mă uit în guestbook-uri, pe unde mai ajungeam și mai vedeam câte un ceh, un ungur, dar pe unde am fost eu, am fost de fiecare dată primul român. Jurnal de călătorie. De fiecare dată când am descins pe insule, păreau ca în filmele SF, populate doar de femei și copii, bărbații fiind în general la muncă. Insulele nu au electricitate, doar generatoare care funcționează câteva ore pe seară, așa că paleta de divertisment este foarte limitată. Producția pe cap de mamă e de 8 până la 12 prichindei. Insulele abundă de tinerețe. Există o orientare mult mai puternică, mai răspândită către comunitate. Familiile de acolo au 5-6 copii în mod normal. Nu există sistem de asigurări sociale, astfel încât dacă ai cât mai mulți copii ca părinte, îți asiguri o bătrânețe liniștită. Comunitatea funcționează foarte bine, se ajută foarte mult. Ceea ce e și bine, e și rău. Anumite chestii mi-au plăcut foarte mult, însă n-aș renunța la individualismul european cu care am venit. Munții din Indonezia. Falnici și vulcanici. 400, din care 130 vulcani activi. Un număr zguduitor de mare. Și pentru că trebuia să încep de undeva, am debutat cu Merapi, adică Muntele de Foc, unul dintre cei mai harnici vulcani din zonă. De altfel, aici se recomandă maximă prudență. Ultimul strănut de acum 2 ani a transferat multă lavă de dedesubt spre înalt și 5.000 de localnici către și mai înalt. Am urcat câțiva munți unde era foarte rece pentru standardele mele de atunci,
dar practic am sărit peste iarnă 2 ani la rândul, iar acum ne aflăm aici unde este tot apă, dar este mult mai rece. Jurnal de călătorie. Am beneficiat de 2 scufundări în 2 zile consecutive și am atins un maxim de minus 18 metri. Am văzut corali, animăluțe și peștișori multicolori, o pisică de mare și o broască țestoasă. Ci că am fost foarte norocos. Călătoria mea mi-a oferit lucruri și ca peisaje, și ca locuri, și ca culturi pe care le-am găsit acolo, dar și ca partener de călătorie. Mă gândesc, de exemplu, la o expediție. Eram în Laos, am ieșit într-o după-amiază să mănânc și am văzut un traban pe uliță. N-am știut dacă mi s-a părut sau chiar e pe bune, după care am văzut al doilea traban cu număr de Ungaria. În momentul ăla eram plecat de vreo 8 luni de acasă, Ungaria îmi părea o chestie foarte așa din vecini, foarte de acasă. Au plecat într-o expediție din Germania până în Cambodgia cu trabantul. Trabantul nu este o mașină extrem de fiabilă, n-a fost gândit pentru expediții de în jurul lumii, însă reușiseră, au făcut-o pentru a ajuta un ONG de copii din Cambodgia și s-au luptat cu diversele temperaturi, cu toate problemele tehnice pe drum. Toți au devenit în scurt timp experți în reparat trabant. E o chestie foarte ușor de reparat cu ciocanul, se strică repede, dar se repară foarte repede. Și mi-au povestit o grămadă de lucruri de pe drum, cum au străbătut atât temperaturi foarte, foarte ridicate, cât și există o trecere de 5.000 de metri, parcă. Era atât de rece încât trebuiau să doarmă cu echipamentul, cu laptopurile, cu camerele video, pentru că altfel nu se încărcau. Jurnal de călătorie. Alegeri generale în Indonezia, observate la întoarcerea de pe plajă. Indonezia are 230 de milioane de cetățeni. Cu toate acestea, alegerile țin doar 4 ore, între 8 dimineața și 12 la prânz. Am avut șansa în Indonezia, stând mai mult de un an, să prind atât schimbări de anotimp muson, cât și să intru în viața oamenilor. Am văzut alegerile de acolo. Am avut de-a face cu birocrația de acolo, am văzut campaniile electorale de acolo. Sunt amuzante, discutabil dacă mai amuzante decât cele de aici, dar principiile de bază ale omului politic probabil că sunt aceleași, indiferent de meridiane. Ajungând în zone și în culturi mai îndepărtate de ceea ce numim noi civilizație, oamenii de acolo sunt mult mai apropiați de tradiții. Și am avut șansa să ajung la multe festivaluri locale și festivaluri făcute pentru ei. Într-un sătuc, în fiecare an, există o ceremonie de o zi, două zile în care se purifică tot satul, în care vine o orchestră, vin magi. Și au loc lucruri pe care le-am înțeles parțial, dar sunt fascinante, evident, pentru că nu le-am înțeles. Au loc festivaluri pe apă. În Thailanda am avut șansa să văd un cer luminat de lanterne zburătoare. Sunt niște lumânări zburătoare pe care oamenii le înalță către cer și, în același timp, într-un singur moment, într-o câmpie, am văzut probabil mii de aceste lumânări care au luminat cerul pe timp de noapte. Triburile Dayak fac parte din atracția misterioasă a Kalimantanului, alături de jungla ecuatorială plină de orangutani. O parte din Dayak au rămas încă departe de civilizație. Sunt încă mânuitori de macete, merg la vânătoare cu tuburi de săgeți otrăvite și au abonament la serviciile șamanului. Alt șoc cultural sau alt aspect interesant al interacțiunii cu localnicii este atenția deosebită pe care ți-o acordă doar pentru că ești alb, doar pentru că ești vestic. Nu au șansa să intre în contact cu foarte mulți turiști,
în anumite zone și singura referință sunt oamenii de la televizor, adică îl văd pe Bruce Willis, pe Brad Pitt, după care vine Popescu Alexandru la ei în sat. Și evident că te tratează ca pe un rockstar. Lumea vine la tine să-și facă poze, hello mister, hello mister, ceea ce la începutul unei zile este foarte amuzant, dar dacă ești obosit și transpirat, devine câteodată mai greu tolerabil. Ajungeam în insulițe mici cu un singur sat de pescari și aveam un cârt de copii doar fericit să ne vadă. Daiacii sunt prietenoși, fumează mult și taie copaci. Scapă de palmieri înlocuindu-i cu arbori de cauciuc. Ce să facă și ei? Cu banii obținuți, mănâncă, fumează, își cumpără celular cu cameră foto și îi joacă la cărți. În Cambodgia am ajuns la Angkor Wat, un loc de ăsta ieșit din filmele cu Indiana Jones, în care de fapt s-a și filmat Tomb Raider. Sunt niște temple de mii de ani, probabil, care au fost uitate și pierdute în junglă. Jungla care și le-a însușit. Acum 100 de ani, 50 de ani, nu, 100 de ani au fost redescoperite. Și acum există acele temple imense, cu liane, copaci care ies între bolovani, șerpi în diverse colțuri și este un univers fascinant. Atât pentru că este chiar fascinant, cât și pentru că l-am văzut în prealabil în filme. Vi se pare cunoscut refrenul? Ei bine, această senzație a avut-o și Alex atunci când, aflat la câteva mii de kilometri departare de casă, a dat de nimeni altul decât Ghiță. Toată lumea era foarte, sau aproape toată lumea era foarte ospitalieră cu noi. Un exemplu, unul dintre exemplele extreme, coboram de pe un feribot, ne-a văzut un polițist, a venit repede la noi, ne-am speriat puțin, după care a zis, a, voi sunteți turiști, vă duceți în oraș, nu? Sigur, vă duc eu cu mașina poliției. Ne-a dus, ne-a urcat în dubă, după care a început să dea, pentru că oaspeții erau de importanță deosebită, am trecut prin o oră de sătulețe cu sirena Maxim să ne arate un tratament special. Asta am speriat sătenii de acolo, noi n-aveam nicio vină, ei n-aveau nicio vină, dar prioritățile poliției acolo nu erau, prioritatea n-a fost liniștea publicului, ci entertainmentul, distracția oaspeților. Jurnal de călătorie. Gazetă de perete într-un hotel din capitala Laosului. Aveți grijă, paturile sunt pline de purici. Trebuie să vă spun că am o toleranță ridicată la mizerie și la locuri mai puțin salubre, dar a existat și acest top. Și ce e interesant este că topul ține de hoteluri. Când am stat cu localnicii sau în junglă sau pe marginea drumului, a fost de fiecare dată mai bine decât niște hoteluri suboptime. Autobuz spre Pai. 54 de oameni pe 28 de locuri. De fapt, ca în orice autobuz urban aglomerat din România, doar că trebuie să stai așa 2-3 ore. Controlorul ține loc de ușa din spate, stând pe jumătate afară. Din când în când mai bagă capul înăuntru când se ferește de crengi. De fiecare dată când autobuzul se oprește în pantă, sare repede jos și pune o piatră la roată, să nu ia la vale. Exact așa cum vedeam în filme, sau mai rău, pentru că de mult